mergem și mâncăm pizza la cei mai faimoși. Locul unde s-a inventat pizza. Se stă minim o oră la coadă. E puțin. Să-i vedem cum i-a prins pe ei lava. Adică sunt reale, autentice. Reale, mă. Îl mănâncă spinarea. Buongiorno, bine ați venit în Italia. Aria lasă pe unul, mama. Singurul din Italia care frământă la mână, fraților. Wow, ce fluffy e! Asta e cea mai bună din lume! Ne deci o super experiență la acest restaurant. Ce mișto bio! Ce faci mai bine la furat în Italia? Aria a făcut pipi pe ea. Nu vă pot zice ce sentimente m-au trecut, da? Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog, boșilor. A doua zi în Napoli. Am prins un avion. Mergem să mâncăm pizza. Nu mai mâncăm salam cu pâine, mergem și mâncăm pizza la cei mai faimoși. Haideți cu noi și cred că mai mergem într-un loc foarte, foarte istoric, așa că vă recomand să stați pe vlogul ăsta să vedeți ce chestii faine facem. Ha! Mamă, deja vă mară loc. Ia uite cum trece pe lângă scuterul ăsta. Dei, 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 dei. Mamă! I-a luat un pic o bucată. I-a dat un pic scuderul da. Peste cap. Aie. E ok, nu? E ok, e ok. I-a străbat un pic, ok, da. Mamă, și aici a oprit să i-aș reașeze scuterul ăsta. Mamă, ferească Dumnezeu! Ce nebunie e. Dita mai dubă pe aici. Dita mai dubă pe aici, da. Hai, tati. Mamă, am început ziua cu peripeții. Gata, i-am dat tichetul domnului și ne aduce mașina din parcare. Oh, dar e nebunie mare, din câte, ia uite. Garaj. San Vicenzo. San Vicenzo, like. Hei, Crăsuțo, ce faci? Bine. Ești bine? Bine, da. După ce că suntem în orașul ăsta nebun, suntem și cu copiii, deci eu nu știu dacă mai sunt alții așa nebuni ca noi. Sau eu cred că suntem curajoși, îmi place să spun, nu? Curajoși. La Medellin cu copiii. Vine mașina. Să moară băieții mei, ești nebun la cap, mamă, mamă, m-a trecut ăsta să... A trecut unul să, să-l dărâm de pe scuter, n-am auzit. Mamă, dar cum e pe aici? Ia uitați ce clădiri. Trebuie să avem grijă, tati, că dacă nu lovim vreunul, e mare minune. Mamă, ce ai, e bombă. Ia uite, viate că ăsta nu dă prioritate. Ăsta nu, ăsta vine, ia uite. Nu ne-a dat prioritate. Salut, Barosane, te pup, ai kiss. Da, da. I love you. De-aia nu mai poate el. Doar la bani. A, nu folosesc semnal aici. Nici unul, nici tir, nici pe autostradă, nici în oraș, nici... O, mă, cum mă zgâlță e. Mamă. Tati e singurul care folosește. Tati e singurul, da, care folosește. Singurul nebun care folosește semnal. Napoli, Napoli. Mamă, frate, da. Sună mai frumos decât arată. Da. Băi, hai că am dat și de centru mai drăguț, așa oh, văd. Oh, altceva. Arată, uite, mai vedeți noi un palmier, un ăsta, un iz mediteranean, ceva. Mergem la Da Michele, locul unde s-a inventat pizza. Hai să vedem ce e de acolo. Numero 1. Bine, sunt mai multe numero 1, o să mergem la toate. Păi cum, poate să fie mai multe numero 1? Păi numero 1, mai multe locuri? Păi mai poate să fie, baby, că știi cum e. Da Michele ăsta, toată lumea al... Na, e cu istorie. Mamă, boșilor, am găsit și loc de parcare în preajma pizzeriei Da Michele. Ia uitați-o acolo. Și să știți că nu este așa de coadă ca pe Instagram, așa că... Nici nu s-a deschis. Nici nu s-a deschis, de-aia o să vin primi la coadă. Deci am parcat, am ajuns la prima pizzerie din lume, unde practic s-a inventat pizza, e cea mai veche din lume. Și de obicei, ce am văzut este că se stă minim o oră la coadă, însă, pentru că este ora 10 și un pic și încă nici nu s-a deschis, abia acum văd că sunt câteva persoane la coadă, vom merge și noi și probabil nu vom prinde atât de coadă. Deci dacă vreți să mergeți la antica pizzeria Da Michele din Napoli, cea mai veche pizzerie, trebuie să veniți înainte de ora de deschidere și garantat nu veți sta la coadă. Mamă, de fapt și de trei, baby, nu sunt două tipuri, sunt trei tipuri de pizza. Da, eu am crezut că sunt doar două, dar văd că sunt trei. Și cred că ele bunicul lor. Da, din 1870. Băi, ideea este că aici se stă foarte mult la coadă. Noi am venit cu 10 minute înainte de deschidere și suntem primii. Chiar sunt super nerăbdător să văd ce mâncăm aici. La
prima și cea mai faimoasă pizzerie din lume. Ia uite, tati, deja e coadă în spatele nostru. Uh-huh. Eu s-a deschis și deja e coadă. Se pune lumea la coadă. Da, pentru că aici s-a filmat și filmul Eat, Pray, Love. Ia uite. Poate, nu? Allargate, vi vedete la display, ok? One minute. Sit. Check the monitor, ok? Care este probabilitatea să ne întâlnim cu cineva din Constanța, Năvodari? Noi facem și vlog de familie. Da, deci deși sunt din Năvodari și suntem la coadă. Opinie acum despre pizza. Care era probabilitatea? Mamă, asta e preferata lui mami. Are usturoi, vreau să mănânc de mult ceva cu usturoi. Vrei și tu cu usturoi? Mi-e place coca. Ia, să aveți că frigă. Care e mai bună? Asta e cea mai bună. Love you. Te cam bate mine. Ia uite, te-am prins pe vlog. Bate mine. Ia zi. Zi ceva, hai. Da, e puțică. Bye, grazie. Ciao. Bye. Gata, ne-am urcat în mașină. Mie nu vine să cred că noi am fost numărul 2 ca și clienți. Ca și clienți. Și am intrat și am stat la masă exact unde a stat Julia Roberts și am făcut și poză. Și grăsuța e super happy. Da, deci și... nu vine să cred că am reușit să mergem acolo, pentru că am văzut pe TikTok, toată lumea spunea în cel mai bun că asta e o oră la coadă, dar pentru că noi am fost înainte de deschidere, n-am stat mai deloc. Boșilor, pentru mine e o mega onoare. I-am arătat ospătarului ce o să fac eu și m-a luat de mână și m-a băgat direct acolo la Miguel, stai de vreo cu bițarul nostru, cu bătrânul. Și mi-a zis omul, bă, nota 100 ce faci, doar să fii mare, mare, să fii atent și să dai calitatea care mi-o arăți mie, că ce faci e foarte bine. Pentru mine mai mare onoare decât feedback-ul lui nu există. Mergem la Pompei. Acum mergem la Pompei să vedem, că cam plouă afară, vedem cum e acolo, cu să vizităm un pic. Pline. Burțile pline. Mie nu prea mi-a plăcut pizza marinara. Adică am zis că e bună, dar nu e bună. A fost foarte mult oregano pe ea. Poate așa trebuie să fie, că n-am mâncat niciodată, sincer. Băi, dar nu mi-a plăcut. A stat la servire cineva și a scăpat mai mult oregano, știi? Nu, că era pe toate care era am văzut. Pe toate? Da, toate erau mult oregano. Dar mi-a plăcut margherita. Amărăște, dar era un pic amar. Mi-a plăcut margherita. A fost o pizza bună, însă nu este cea mai bună din punctul meu de vedere. Adică cred că sunt multe alte pizzerii care fac pizza peste ei, mă refer aici Napoli, doar pentru că el, locul acesta este foarte marketat, au istorie, cu autenticitate, faptul că este locul unde a luat naștere pizza. Și pentru că au venit foarte multe persoane celebre, s-a filmat filmul Eat, Pray, Love cu Julia Roberts, au poza acolo. Și pentru că e marketat, toată lumea vine să vadă, să fie în locul ăla. Deci lumea nu vine neapărat să mănânce pizza, vine să fie în locul ăla, ca și cum ai fi la Coloseum, să știi că ai fost acolo. Nu știu, e ca un punct de atracție turist. Ca o meca pizza. Dar ce vreau să vă spun eu este că ei aici nu fac pizza napoletană contemporană, cea cu crusta aia mare care o mai fac și eu și care o fac mulți alții. Ei fac aici o pizza normală, pentru pizza normală e foarte bună. Dar pizza napoletană contemporană nu e. Pentru că ei nu au schimbat rețetele, asta a fost dorința bunicului lor. Da. Pardon, care a făcut pizza asta, el a fost inventatorul. Deci pentru o pizza, când spui pizza. Și pentru că asta a fost dorința bunicului lor, ei au păstrat
Astea, să nu fie alte pizza, măsline, chestii, să nu vadă, că cred că au zis că s-a răsucit în mormânt. Da. Deci nu, doar marinara, asta, margherita și mai erau două feluri, dar tot pe acolo cu chestiile, cred că ingredientele jumate, astea. Jumate, mai era una care era jumate. Da, ceva de, da, tot pe acolo. Deci tot ingredientele alea, nu alta, pentru ei, asta e pizza, nu există altfel. Deci, da, da, hai să mergem. Îi dăm spre Pompei. Pompei. Doamne, am ajuns la Pompei, plouă. Abia am dibuit să plătesc parcarea, că nu mergeau contactless-ul. A trebuit să plătesc cash. La cash trebuiau, de fapt, monede. Am vrut să schimb la un domn vis-a-vis de ăla de parcare, care vindeau mâncare și efectiv s-a uitat la mine și mi-a zis, n-am monede. Dar așa cu un stictir și mi-am să-i zic, da, dacă cumpăr îmi dai? Da, n-am mai intrat, zic, nu m-am mai cer cu ăsta, că mai și plouă. Și am fost la o doamnă drăguță care vindea magneți și aia mi-a schimbat și am și zis că de la o să cumpăr toți magneții, când mă întorc după un minut. Și m-am întors și a fost foarte bucuroasă pentru că, ce credeți, am cumpărat de 20 de euro magneți. Mi-a făcut și ofertă, un magnet era 3 euro și mi-a dat 3 magneți la 5 euro. Ieri la, unde am fost, la Amalfi, cel mai ieftin magnet 4 euro și am zis lui aia, zic, da, sau 3,50 euro. Și am zis, dacă cumpăr mai multe, nu faceți reducere? Și nu mi-a făcut. Și plouă, acum așteptam să se oprească puțin ploaia. Ca să mergem să vizităm Pompeiul, situl arheologic și ce mai e pe acolo. Gata, s-a oprit, hai! Chiar mergem? S-a oprit, da, pentru că aici se oprește ploaia maxim 5-10 minute, mi-a zis. Vine cineva de aici, nu-i vrăjeală, pe bune. S-a oprit, avem 10 minute să vizităm, haideți, repede. 10 minute să vizităm unde, că aia mi-a zis că durează ore. Ce ore, mă, noi vizităm așa de vlog, ceva la mișcă. Suntem sub umbrelă, stai să vedem unde plătim, Maria, vină încoace. Hai că sub umbrelă stăm, gata, am luat umbrelă. Intrăm. Gata, am intrat la Pompei. Ni s-au verificat genții și bagajele pentru probabil chestii ascuțite, obiecte periculoase. Este ca o mică vamă. Și acum noi suntem la biroul de etichete și așteptăm să ne luăm biletele. Pompei. Sau e vrăjeală? Băi, par super autentice, adică uite cum sunt aici. Chiar mă gândesc că ar fi autentice, nu știu ce să zic. Pietrele astea de aici sigur sunt autentice. Noi suntem aici, acum, la coloanele astea. Și Ortodei Fugiaghi înseamnă ceva de genul, ca și mormântul fugitivilor, cei care au încercat să fugă de vulcan. Perfecto. Să-i vedem cum i-a prins pe ei lava atunci încercând să fugă și i-a, cum să zic, i-a împietrit, i-a calcifiat, i-a, nu știu care e procesul corect să spun, aia, dar vom merge direct acolo. Aia aș vrea eu să văd, pentru că am văzut și filmul acolo cu Pompei și știu că s-a întâmplat chestia asta și chiar vreau să văd, ci că sunt reale, autentice și chiar asta mi se pare cel mai interesant. Wow! Uite! Aici par autentice. Da. Și străduțele astea, ce drăguțe sunt. Pare exact cum sunt în film. Pare că eu am văzut și niște ciment. Eu am văzut și niște ciment, că se vede. Uite, exemplu, ăsta nu e autentic niciodată în viața ta. Zona asta de ciment. Never. Uite da. Aici. Ia uite. Zona de ciment. Probabil ca să rămână să nu cadă. Să nu cadă și să dea izul, știi? De atunci. Deci când am văzut zona asta așa de alea asta cu casele, fostele case, stânga, dreapta, au și numere fiecare, am simțit așa o energie a locului, nu știu de ce, dar mi s-a părut că sunt în film. Când era filmul acela, când venea lava peste ei și, nu știu, acoperea tot. E foarte mișto. Uite, se văd încă numerele la case. Uite, casa 8, 13, aici erau case. Wow. Vulcanul este acolo și primele case au fost măturate de lavă, cele care sunt în valea aceea, se văd acolo. Alea au fost primele formate. Gata, am găsit. Haideți. Or fi reale, mă? Eu știu ce sunt. Chestiile astea? Or fi reale? Pe mine, dacă mă întrebi răspunsul meu, nu, nu sunt reale, dacă mă întrebi pe mine. Da, uite, acolo se vede că e crâne. Este doar un pic de os pe unde așa, da. Restul sunt gipsate, n-au nicio treabă. Nu-s reale. Sunt gipsate, dar mai poate fi un pic de os. Ce acolo este la crani? Deci ce părere ai, tati?
Bă, poate e un 10% din astea să fie material autentic. Uite, acolo se văd urmele cum a fost degete și cum a fost gipsat, vezi? Da. Da. Poate 10% din ruine sunt reale, dar în rest sunt făcute. Da, am văzut și trupurile oamenilor, dar nu cred că s-a întâmplat acolo. Ei au fost mutați acolo și cumva gipsați. Se mai vedeau bucăți de oase, craniu, dar mici. Restul cred că au fost reconstituiți și făcuți să arate cum erau, cât de cât. Și din câte am înțeles și am citit, majoritatea trupurilor sunt mutate și au fost mutate într-un muzeu din Napoli, unde acolo sunt mai multe exponate. Dar, da, foarte interesant. Vai! Orange juice, nu? Ce drăguț arată! Orange natural! Mamă, deci sucul de portocale, făcut din portocalele astea de aici, este absolut delicios. Eu n-am bunciat un suc atât de bun. E foarte bun. Ia uite-i. Vă place, copii? Orange juice, very good! Copii, unde am ajuns? La Zoda Cicaria. Avem girafe aici. Nu știu, Aria, vedem. Am ajuns la Zoo Napoli pentru că restaurantele pe care noi dorim să le încercăm se deschid pe la 6 seara, după 6. Avem un timp mort în care am zis, mă, să mai mergem să mai dăm o tură pe la Positano sau să, hai să venim la zoo cu copiii. Că noi în fiecare oraș unde mergem trebuie să punctăm zoo. Hai să mergem să vedem animalele. O, mare nebunie, asta îmi trebuia mie acum. Începe show-ul. Mamă, ce mare e elefantul acela. Ia uite, daddy. Hei! Hei! Se întorci la noi! Hei! Ia uite, mami, vezi ce trompă are? Ce uriaș e. E uriaș, mami, e mare. Și încă ăsta e câte e unică. Uite cum bea apă. Scoate și un sunet, o vibrație așa. Și picioare roz are. Are picioare roz. E prima oară în viața mea când văd un cangur. Și ăsta e pui de cangur. Ce drăguț! Ia uite cum sare! Mamă, dar ce viteză are și nebun! Ai cum sare, mami? Ciucă! Seamănă cu tine! Ia uite, mai e una aici, uite cum stă asta. Ia uite-te! Hei! Bună! Ce faci, mă? Nu se scarpină. Cum se scarpină? Ia! Ia uite ce frumos! Dacă ne vede, sare peste gard. Sare, a? Se joacă cu mingea. Mamă! Ia uitați-o! E o felină, e ca o pisică, dar sălbatică, foarte mare și sălbatică. Mamă, ia uite cât arată aici, m-am și speriat de el. Ia uitați-o! Wow! Ce mare! S-a dus cu fața la mine! Ia uite cum se așează el, tati! Ia uite, mami, cât a leopardul! Ia uitați-o! Ia uite cum stă, n-are nicio treabă. Uite cum se uită după aia. Se uită după aia, ia uite. S-a băgat la foc. Se uită la tine. Ia uite-l, mami, cum face. Îl mănâncă spinarea. Ia uite. Vine la voi să vă salute. Buongiorno, bine ați venit în Italia. Ia uite. Tutto bene? Ia uite ce aproape a venit de noi. Eu vă vede bine. Da, mami. Eu vă mâncă. Dar ce vrei, mă, să o saluți? Ce vrei? Faceți-i cu mâna. Pa. Vrei să-l vezi mai de-aproape? Da! Cel bun nu face nimica! Lasă-i eu!
Ce ați găsit? Băi, am găsit bambus, eu niciodată n-am atins o bută de bambus verde. Bă, tu zici cât de tare, deci nu pot să o dă. Încerc eu să o... Și știi că e goală pe interior, nu? Mamă. Are o structură de rezistență super interesantă. Sunt ingineri care au preluat structura bambusului și au adaptat-o la unele clădiri, în alte zgrienori, ca să știi. S-au inspirat de acolo, da? E super rezistent și ușor în același timp. Vă zic eu, inginer constructor, dar nu mai profesez, dar am și niște cunoștințe, așa. Ce e aici, tati? Focă, dar sunt două. Și acolo sunt mai multe cu fața roșie. Mamă, ne învață Cezar de toate. Uite! Stai, fata butolită, că nu vreau să fac scufundări după tine. Wow! Mamă, deci nu pot să cred. Ia uitați-l pe acest păun. Ne întâmpină domnul păun. Ia uite cine a ieșit în cale. Ia uitați-o, mă. Aria lasă păunul, mama. Putem să punem mâna pe el? Un pic, da. Nu vreau să pun mâna, nu vreau. Ce coadă frumoasă. Să nu-l calci pe coada, Aria. Wow, Doamne, cât de... Ia uite, vine spre noi. Ia uitați-l. Mamă. Vă place? Wow. E ce puternic. Uite cum calcă de noi. Mamă, dar ce mare e. Da, uite cum calcă de noi. La Viena nu le-am putut observa foarte bine, că era așa aglomerație, dar aici este foarte gol și liber la acest parc zoo și este superb, le vedem mai de aproape. Nu știu, am avut noroc că spuneam vlogurile trecute că noi când mergem la zoo, tot timpul animalele dorm, se ascund. Aici le-am văzut pe toate. Deci pe toate le-am văzut. Superb. Pa, girafelor! Dar ce e acolo, tati? Wow, ia uitați-l, mă. Unul e în apă. Este acum, nu? Mamă, ce mișto, l-am prins fix când a ieșit. Ia uite-l, ce imens e. Nu, ne e foame! Oh, no! Ia. Wow. Vino aici. Mamă. Uite-l în spate acolo, după piatră se vede. Ia uite-l pe ăsta, Cezar, că n-ai văzut niciodată așa ceva. Oh my god. Păi uite, măi, în fața ta. Uite-i capul, veniți aici. Ia uite-l cum se mișcă. Hai să mai vedem. Ce mare e! Ce desculatare, nu? Mhm. Ne pârlește? Hai să mai vedem toate! Vai! Ce-s astea, Aria? Las! Cum se numesc? Ce cu mami! Eu cu Cezar și cu tine? Boșilor, ne îndreptăm spre un alt nume mare, Franco Pepe din Caiazzo sau Caiazzo. Tipul ăsta și-a luat atâta de mult hate de la italieni și nu numai, în momentul în care a decis să reinterpreteze pizza margherita în pizza spagliata. Practic, are o bază de blat cu mozzarella, iar sosul de roșii și sosul de busuioc, un pesto de basilico, îl dă deasupra cu niște, le trage așa niște linii, o să comandăm și noi. E un mare nume, vine tot din familie de pizzeri, tatăl lui a fost pizzer și el, iar la un moment dat el a avut, iar o poveste foarte faină, eu vă zic așa pe scurt, el s-a certat cu toată familia și divorțat, s-a certat cu cei doi frați ai lui, în momentul în care, na,
a deschis pizzeria, dar la un moment dat se împacă tot și tot e bine. Eu l-am am dat de el, să zic așa, în documentariu de pe Netflix, Pizza Chef. Și chiar mi-am dorit să ajung la el și iată, mai avem foarte, foarte puțin și ajungem în locația lui Boșilor. E un mare nume, să știți, Franco Pepe. Și mai mult decât atât, tipul e singurul din Italia, nu în lume, și o să vă zic de ce, singurul din Italia care frământă la mână, fraților. Și nu e singurul în lume, de ce? Că mai e un nebun care frământă la mână. Bine, eu frământ la mână că n-am bani să-mi iau malaxor. Nu, glumesc. Da, eu am frământat la mână că n-am avut malaxor. Dar da, tipul e foarte cunoscut și pentru tehnica lui de a frământa, de a frământa aluatul la mână. E foarte... Deja am luat ticul ăsta să fac așa că i-am văzut pe ăștia. Cum să faci ca ei așa? Românul care stă de două zile în Italia și începe să facă ca ei, știi? Ce frumos! Bă, dar ce... Practic, el e... Caiațo este un sat de lângă Napoli. Dar mi se pare wow. Mi se pare wow peisajul. Bizule, Caiațo! Mamă! Dragilor, suntem în Caiațo! Caiațo! Unde suntem, copii? Caiațo! Bine-s! Mamă, deci priveliștea îți taie răsuflarea. Ia uitați-vă acolo, ce frumos se vede. Și în curtea Domnului aici, uite ce copaci frumoși, ce... Sau uite acolo casa aia din, exact din vale. Sunt exact tipic cum sunt la noi la munte, fraților, acolo în mijlocul muntelui. Lămâi, ia uite câți lămâi aici pe partea asta. Și am văzut niște măslini. Mamă, deci erau atât de vechi încât trunchiul era mâncat așa de... Tati mi-a promis că la întoarcere culegem... Portocale sau magdaline sau lămâi? Ce-ai găsit? Mamă, deci e prima oară în viața mea când văd un lămâi atât de mare. Ia uitați-l. E imens. Ce tare. Ce, uite, mai are unul aici în curte. Ia. Filmăm curtea omului acum. Ce mișto e. Da, drăguț. Mamă, sunt imense. Eu n-am văzut în viața mea lămâi atât de mari. Ce mișto bio. Uite cât de mari sunt. Aha. Ia, uitați-o pe asta. Asta e lime. Du-te. Ce tare. Băi, deci ăsta e lime, ia uitați-vă. Ia uitați-le pe astea mici. Aha. Ia cu legeta. Nu pot, tati, acum. Că e din copacul omului. Pă, vlog facem de-astea, că ne închidem camera. Hați, și tu vă stai. Oh, thank you very much. You are so kind. Noi nu aveam rezervare, dar doamna ne-a ajutat cu o breșă de o oră. Ne-a spus, dacă stați o oră, vă pot ajuta. Și ne-au găzduit o oră. Mamă, boșilor, am ajuns aici și credeți-mă că e maxim. Am vorbit cu el, o să vedeți nebunii. Și la fel am luat feedback-ul lui și era super mirat. Și asta e pizzeria ta. Nu, urmează să-mi deschid ceva pe italienesc. Astea le fac acasă. Și a zis că wow, adică e bravo. Bravo, bravo. Și super nerăbdător. Pot să zic că chiar mi-am împlinit visul să-l întâlnesc. Mai mult și mai mult pentru el am venit în zona Napoli. Și acum sper să și vedem gustul. Dar nu cred că o să fie ceva de comentat. Sincer. Chiar o să fie bombă. Deci a venit recomandarea casei Cono prăjit. Deci e... Mă, miroase strimiș, da. Super, super. Wow, ce fluffy e. Ia, testăm ăsta. Ce să mai zic, ăsta este un restaurant unde ar fi trebuit să venim doar noi doi. Atât a fost. Suntem la un Michelin star restaurant pe pizza, să zic așa, în care ăștia fac circ aici. Oamenii ne-au zis de la o braț, bă, stați o oră, noi le-am lungit și cu desert. Și... Ia uitați, fraților, Margherita reinterpretată, Spagliata. Și asta la fel, gen specialitatea casei. Deci arată într-un mare fel.
E nebunie. Vreau neapărat, ia să vedem un test. O testez, să vezi cum e la jil. Tati, cred că asta e mai bun. Viața e spaghiata. Nu vrei, nu vrei. Deci vă jur, ingredientele nu sunt ca ale mele, dar cocam este identică cum o fac eu, oare o fi din prisma faptului că și-l frământă la mână? Deci identică, identică luată. Ingredientele, nu discutăm, net superioare. Băi, dar gustul aluatului, identic cu al meu, identic. Băi, deci este cea mai bună pizza, pentru că are niște ingrediente care, nu știu, sunt chestii de la ei de aici, dar este identică cu a ta, băi, baby. Deci este identică, blat, exact cum îl faci tu, pufos, și prima pizza din Italia, care se spune că e cea mai bună și cred că am venit la cel mai bun, dar este la fel ca a ta. Sincer, zic, este la fel ca a ta. Ia zi, tati, care e mai bună? Asta e cea mai bună din lume. Serios? Băi, băi, te iubesc mult de tot. Și ceva la pachet, dulce. Hai, mamă, ce coadă s-a făcut. Deja lumea a început să stea la coadă. Tu-ți dai seama ce norocoși am fost noi, că a fost doamna super drăguță și ne-a pus la masă până la urmă, fără rezervare. Deci eu am avut un super noroc. La Franco Pepe, fără rezervare? Bine, băiatul, știți că a fost 4 journey. Adică nu se pune problema. Și pita desert la pachet, că cu copii era jale să mai stăm, deci nu vreau să vă zic ce am... Ce? Să mergi în restaurant cu ei este... Nu și nu. Nu vă pot zice ce sentimente m-au trecut, da? Doamne, deci o super experiență la acest restaurant. Servicii și pizza foarte bună și sunt foarte mândră că pizza aluatul este exact cu ce face el. Foarte mândră sunt de el. Iar la pizza asta, într-adevăr, aluatul e peste mine, dar el îl prăjește, dar gustul sunt peste. Vă zic cu toată modestia. Adică îmi place mai mult la mea. Gustul îmi place mai mult la mea. Textura aluatului, el e peste. Românii, românii, am promis lui Cezar că îi iau o lămâie de pe stradă. Zici și făcut, s-a? M-am și udat. Ia uite, bizule, ți-am luat. Ce faci, mai vin la furat în Italia? Am venit la furat în Italia. Ia, bizule, ține-o tu. Mai luăm una și pentru Aria, din altă parte. Dacă găsim, da? Ca să nu vă supărați. Nu știu ce au camele. N-am văzut. Oricum, a fost o întreagă aventură. Noi acum o să mergem să predăm mașina. Doamne, sper să ajung la rent car cu ea întreagă. Deci, dacă credeți că în București sau în ce oraș vreți voi din România sau de oriunde din altă parte, poate doar prin Istanbul se mai circulă așa din ce am văzut eu, dar ce Istanbul, mai Istanbul e minciună pe lângă Italia, Napoli, zona asta. Băi, e... Nimeni nu pune semnal. Se bagă, băi, unul viadez, să vă zic, mare fază, să nu uit. Eram la o intersecție, unul avea stop în dreapta mea, eu n-aveam stop. Bă, dar am îngedinit eu din instinctul meu să mă asigur că știu că-s nebuni. Din dreapta mea, la care avea stop, razant a trecut. Deci eu dacă nu țineam, intra în mine. Atât de nebun sunt. Hai, ne vedem la rent car cu mașina întreagă. Doamne, ajută să mergem la rent car. Doamne, am ajuns tefer, fraților, am predat și mașina. Are, a făcut pipi pe ea. Eu doar ce am ieșit din duș, că am luat-o în brațe și m-a făcut și pe mine de pipi. A fost o seară care nici n-am mai apucat să mai filmăm prin ce peripeții am trecut. Am ratat o ieșire, am o ocolit nu știu cât. Au trebuit să oprim la 7 pecori, că nu primeau carte debit, nu știu ce, să alimentăm mașina de... Nu mergea cu cardul, nu mergea ăsta, cum se contactless-ul, nu, deci... Am asta acasă în siguranță, am predat mașina în siguranță. Am luat o taxi, ne-a luat 25 de euro până aici. 25 de euro, 7 km. Da, deci nu... Te răbui. Bine. Nu, asta e problema. Mai avem o zi mâine în care mă merge probabil în cartierul spaniol de aici să explorăm pe acolo. Și mai trebuie să gust eu o pizza undeva, la gen pomul lăudat, știi ce zic? Da, azi am făcut foarte multe chestii. Cred că o să avem un vlog lung. Adică cred, pentru că încă nu-i montat, dar probabil e lung. Pompei, zoo, pizza Michele, pizza sunt Pepe. Sunt în burnout. Ce unul azi? Mai am
1.000.000.1. Suntem bolnavi. Suntem răgușiți. Suntem vai capul nostru. Da. Ca să faci lucruri, nu trebuie momentul perfect. Să fii sănătos, să nu știu, nu există momentul perfect. Da. Faci și îți iei speriat din cap. Mulțumim că v-ați uitat noi până aici. Cu noi, cu noi, fără noi. Cu noi, fără noi, până la final. Nu uitați că noi vă țucăm!